Europarlamentarul Maria Grapini a organizat o acțiune culturală intitulată Importanța culturii naționale și a credinței în spațiul european. Evenimentul a avut loc vineri 2 februarie la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Oamenii vor merge după percepție și de foarte multe ori percepțiile sunt greșite pentru că informațiile sunt greșite. Sunt prea multe informații greșite și nu pot să-l condamn pe un om că merge pe drumul acela pentru că circulă informații, din păcate, care nu sunt adevărate și îl determină pe om să meargă pe un anumit drum. Îi predau atunci microfonul scriitorului Adrian Dinu Rachieru și îl rog foarte mult să facă referiri la cum ne-ar putea ajuta cultura să înțelegem lucrurile, să înțelegem lucrurile bine și să mergem pe drumul cel bun. Mulțumesc mult! Seara tuturor, încântat că, iată, în zi de sărbătoare, avem șansa acestei întâlniri. Vreau din stat să mulțumesc doamnei europarlamentar că a provocat întâmplarea din această seară și să-i mulțumesc în mod special domnului Radu Ciprian Pop, în toate ipostazele domniei sale, pentru splendida intervenție, o pledoarie caldă pentru a ne reîntoarce la matca originală a Europei. Splendide afirmațiile dumneavoastră, sper că cine a avut urechi de auzit, le-a perceput, le-a reținut și, mult mai important, să le și cultivăm. Evenimentul a fost urmat de un spectacol susținut de preotul profesor, artist, solist al folclorului românesc, Marius Ciprian Pop. Căci tu, prea bunul meu, Iisus, mă izbăvești din toate, că tu-mi ești sprijin neîncetat, în cânt și în suspine. Iarnă, vară, noapte, zi, singură, pe lume ar fi. Fără niciun adăt.